Ca și cavalerii curajoși ai mesei rotunde, îți dedice viața îndeplinirii misiunii tale, înzestrată cu noblețe și idealuri înalte, vii la muncă și în timpul liber cu aceeași sinceritate și dăruire. Punctul tău foarte este capacitatea nu numai de a vedea imaginea de ansamblu, dar și de a observa mici detalii. Nu te tem de risc. Abilitatea de a evalua și de a obține rezultate ridicate, te încurajează să păstrezi idealurile în care crezi, iar curiozitatea cercetătorului te face să te scufânzi în necunoscut, în realizarea ideilor sau proiectelor noi, nu-ți stă frică de dificultățile și pericolele asociate acestora. Pentru tine, viața este scrisă cu majuscule, iubitoare de spații largi, îți stabilește obiective ambițioase, dar în procesul implementărilor nu vei uita niciun detaliu. Apropo, proiectele tale pe termen lung sunt întotdeauna gândite meticulos și pictate la detaliu. Realizările tale, de regulă, uimesc chiar și cea mai bogată imaginație, totuși cu toată dăruirea ta față de ceilalți. Uneori se pare că ești prea superficială, deoarece combinația cantității cu calitatea nu este întotdeauna luată în considerare. Semnul tău zodiacal aparține constelației săgetător. Semnul zodiacal săgetător este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, irresponsabilitate, lipsă de finețe, sinceritate, ești energică, iubești natura, ai o sete mare de independență spirituală, viața ta este afectată de maestosul și spiritualul Jupiter. Această planetă îți oferă noroc și bunătate, energie și generozitate, dar nu fără gropi aici, sinceritatea și ambiția ta pot fi echilibrate de frivolitate, o tendință de a-ți asuma riscuri, generozitatea și complianța pot ajunge în motivație și neglijență excesivă, iar vitalitatea ta poate fi dispersată datorită mișcării în toate direcțiile simultan conștientă de numeroasele tale abilități și virtuți, poți fi lovită de vanitate și aroganță, care, la rândul lor, pot duce la dezvoltarea ipocriziei și a pasiunii pentru plăcerile vicioase. Ar trebui să te bazezi pe spiritualitatea ta deosebită, evitând complexele napoleoniene și disprețul față de ceilalți. Iubirea de divertisment și senzualitatea dezvoltată te poate duce la diverse tipuri de dependențe. Ești plină de bunăvoință, dar un aventurier etern, generoasă și în același timp ambițioasă. Jupiter, patronul tău ceresc, îți dăruiește cu generozitate o spiritualitate dezvoltată și vigilență pentru bogăția materială, dorința de a te dezvolta și dorința arzătoare de a primi recunoașterea tuturor virtuților tale. Nu este surprinzător faptul că atâtea de multe trăsături izbitoare intră în conflict, formând o personalitate extrem de interesantă, dar destul de complexă. Așadar, fiind o persoană maestosă și elegantă, ar trebui să-ți asculți impulsurile generoase, dar nu să-ți diminuezi motivația. Trebuie să dai frâu liber sociabilității și prieteniei, fără să ajungi din ipocrizie, să te bucuri de impulsivitate, dar să-ți controlezi acțiunile și consecințele lor. Deoarece Jupiter gestionează cele mai profunde programe ale psihicului tău, adesea este dificil pentru tine să separi influențele externe de caracteristicile inerente ale personalității tale. Ar fi minunat să poți stabili în convingerea ta că orice schimbare este posibilă din interior și că mereu vei avea suficientă forță pentru asta. Guvernatorul tău astral este Jupiter. De la acesta tu primești pasiunea pentru tot ceea ce este prestigios, succesul în învățarea limbilor străine, interesul pentru ceea ce s-a întâmplat de multă timp, pentru istorie și filozofie, pentru cunoașterea omului și psihologie. Jupiter este patronul pentru profesorii universitari, agenții de turism și al agenților matrimoniali, planeta ta în exil este Mercur lui Mercur îi poți mulțumi pentru percepția numai a informațiilor care sunt în concordanță cu convingerile tale, precum și pentru lipsa de obiectivitate. Ești un idealist fidel misiunii tale, Aperci cu zel ideile în care crezi. Pentru tine, lumea este împărțită în prieteni și dușmani. Prietenii ți împărtășesc valorile, idealurile, interesele. Ești curioasă, preferi activitățile de cercetare. Este important pentru tine să dobândești noi cunoștință și experiență. Te străduiești să te dezvolți constant. A te opri nu se află în regulile tale. Ești mereu pregătită pentru o cursă de lungă distanță. An de an, îți construiești persistentă Babilonul propriu. Dacă munca nu merge bine, o duci în continuare. A concepe șecul este echivalent cu insultarea ta. Această abordare se extinde apropo. La întrebări despre iubire și prietenie, cu toate acestea, capacitatea de a reconsidera așteptările cuiva, dacă se dovedește că un prieten nu a respectat așteptările tale, nu va fi în afara locului, este util să-ți revizuești relațiile cu ceilalți și să încerci să nu le domini viața. Deși tu însă-ți nu ești prea dependentă, exactitatea ta față de ceilalți poate fi intensificată, tu trăiești într-o lume specială electrificată de planuri și idei sofisticate. Ai nevoie de libertate pentru a-ți putea realiza planurile grandioase. Rară ori cer permisiunea sau binecuvântarea altora. În calitate de copil, ai nevoie de părinți care să-ți poată susține și să-ți ofere un nivel de trai normal. Când tu să ți devii părinte, ar trebui să-ți amintești că o relație de încredere cu proprii tăi descendenți poate fi stabilită numai dacă le oferi mai multă independență. Poți fi uneori depășită de ambiții, dorințe și speranțe nerealiste. Trebuie să-ți moderezi ardoarea și să-ți stabilești obiective mai realizabile. Poate cel mai mult, pentru a-ți duce la îndeplinire planurile, ai nevoie de confort și de un prieten compătimitor care se va dovedi nu numai un partener iubitor, ci și un însoțitor de înțelegere. Te distingi față de alții nativi din săgetători prin astfel de trăsături speciale, ești cinstită, curajoasă, grijulie, naturală în relațiile cu bărbații, nu tolerezi patriarhia, ești obișnuită și accepti doar să fii în condiții egale cu un partener nu ți stă frică să iei inițiativa și să iei chestiunile în propriile tale mâini. Pentru a fi cucerită inima ta, nu poți să lupta decât bărbați strălucitori și carismatici, în niciun caz inferior ție. Un candidat pentru inima și mâna ta trebuie să fie capabil să creeze împreună cu tine un cuplu demn. Cum afectează data de 18 decembrie soarta ta? Vrei să obții mult în viață? îți construiești planuri grandioase pentru viitorul tău, unde îți atribuie un loc demn. Viața pentru tine este vopsită cu culori strălucitoare și îi pictezi imaginea cu orizonturi largi. Îți vei atinge obiectivul respectând constantă toate detaliile planului tău, punându-l în aplicare punct cu punct. Volumul lucrărilor pe care le efectuezi nu poate fi numărat. E în considerare toate lucrurile mici și calculezi în prealabil toate opțiunile posibile. Calitatea proiectului finalizată de tine poate suferi de prea multe sarcini planificate și nu poate fi lipsită de perfecțiune. Ani de zile, lucrând de la proiecte de lungă durată, îți investești puterea mentală și fizică, cărămidă cu cărămidă. Chiar dacă rezultatul nu corespunde destul de mult cu ceea ce era prevăzut, Lucrarea va fi adusă în continuare la finalul dorit, oprirea la jumătatea drumului înseamnă pentru tine să admiți înfrângerea, pe care categoric nu o accepti, și în relațiile personale ești predispusă la constanță, de fapt, ești monogamă, iar prietenii tăi sunt fiabili, testați în timp, nu-ți place să faci schimbări în viața ta, aceasta este mai degrabă o virtute decât un dezavantaj dar în caz de circumstanțe adverse, capacitatea de a abandona relațiile învechite ar fi binevenită. Trebuie să respecti cerințele dictate de mediul înconjurător și să accepti modificările ca fiind în fapt o completare atunci când este necesar. Nu cere de la alții ceea ce nu poți da. Ești de obicei concentrat asupra propriei tale lumii interioare și simți o interferență străină doar ca ecouri slabe care vin din afară. Ai o mulțime de idei și planuri nerealizate, pentru a căror implementare nu ai suficientă timp și bani, aprobarea altora nu este atât de importantă pentru tine. Dacă în copilărie nu ai avut posibilitatea de a face ceea ce ți-ai dorit în viață, atunci, în consecință, părerea altuiva nu poate servi drept obstacol în acest sens, pentru a realiza o înțelegere reciprocă cu proprii tăi copii trebuie să învețe să-i percepi ca persoană independente și să le oferi libertatea de alegere. Atunci când nu ți îndeplinești planurile, proiectele tale continuă să existe doar în capul tău, toate speranțele tale rămân nejustificate. În astfel de cazuri, trebuie să te împaci cu inevitabilul și să treci la o versiune mai viabilă a planului. Sprijinul prietenilor și rudelor va servi drept stimulent pentru avansarea în continuare și îți va oferi condiții adecvate pentru acest lucru. Dacă încă nu te-ai decis asupra misiunii tale în această lume, confortul în viața de zi cu zi și o echipă binevoitoare sunt cele mai necesare pentru tine. Dragoste și compatibilitate. Trebuie să fii foarte atentă să nu-i domini pe cei dragi. Deși nu vorbesc despre a avea nevoie de ceva sau să depinzi de un partener, poți fi inutil de solicitantă față de partener. Acesta trebuie să-ți creeze un spate bun care să-ți asigure fiabilitatea și să garanteze eficiența operațiunilor tale. Sau, trebuie să-ți găsești un partener care va fi în armonie excepțională cu tine. Este important ca partenerul să fie nu numai atent și afectuos, ci și un prieten inteligent și înțelegător. Lei și Berbecul sunt cea mai potrivită pereche pentru tine, dacă uniunea are loc înainte de vârsta de 28 de ani, veți putea coexista în condiții egale, fără a vă suprima libertatea reciprocă. În astfel de uniuni nu există loc pentru gelozie, împreună veți forma un tandem puternic, inspirându-vă reciproc pentru noi realizări. După vârsta de 30 de ani, Singura opțiune viabilă pentru tine rămâne un săgetător, el va accepta cu ușurință comportamentul tău extravagant, îți va oferi completa libertate pentru că o cere și el, și cel mai important, îți va respecta cu sfințenie spațiul tău personal, pentru că și el are nevoie de același lucru. Singura condiție însă este ca partenerul săgetător să fie mai în vârstă ca tine, și de preferată la a doua căsătorie cu pești și fecioara îți poți arăta calitățile de conducere jucând prima vioară dintr-o relație. Scorpionului este greu să te înțeleagă, din cauza dorinței lui de a fi întotdeauna cel mai bun din toate. Balanța și Capricornul nu vor putea înțelege dorința ta constantă de schimbare și pofta de aventură, astfel încât o astfel de relație, cel mai probabil, nu va fi armonioasă. În dragoste o opțiune ideală este vărsătorul dar este bine să-l păstreze în zona de iubit. Sub același acoperiș vei exploda deseori din cauza lipsei de chipzuință, cheltuielilor excesive și răcerii așternute odată cu praful pe actul de căsătorie. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, a idealuri și scopuri ridicate. Ești nobilă, sinceră, ai bune maniere? dar parcă te-ai fi născută la un moment nepotrivit. A trei conform idealurilor cavalerești este extrem de dificil astăzi, dar tu reușești. Forța ta este sinceritatea. Nu îți este greu să unești oameni cu gânduri similare în jurul tău. Profesional, îți stabilești obiective globale. Tu crezi în proiecte la scară largă, generezi neobosit idei. Ești un mare strateg. Planificarea este treaba ta dar execuția tehnică este mai bine să o lași altor specialiști, munca de rutină te deprimă, aceasta duce la acumularea de obosală, la apariția nemulțumirilor față de activități. În ceea ce privește zonele de activitate, direcțiile ideale pentru tine sunt cele în care există un loc pentru cercetare și descoperire. Mai mult, nu ar trebui să fii angajat în birouri, ci în teren, sănătate și boli. Stresul excesiv poate submina sănătatea ta bună, ar trebui să eviți sarcinile excesive, chiar și recunoașterea simplului fapt că există o limita posibilului, este deja un pas pozitiv, poți fi supuse epuizării, în sensul pierderii de energie, în plus există riscul de a pierde urmele cursului prevăzut, fiind într-o lume irală. Punctul cheie este dezvoltarea obiectivității. De aceea este atât de important să găsești un prieten și asistent adevărat, mentor, terapeut, care să te poată ajuta în perioadele dificile. Deteriorarea fizică a corpului, în principal datorită unei atitudini nepăsătoare față de sănătate, este posibilă, dar pentru tine este mult mai dificil să faci față dificultăților psihologice. O dietă echilibrată bazată pe cereale și legume, Reducerea zahărului și alcoolului sunt cele mai importante elemente în lupta pentru menținerea sănătății. Soarta și norocul, Universul te-a înzestrat cu o voință puternică, ai o tenacitate de invidiat în atingerea obiectivelor. În prima jumătate a vieții, sunt posibile probleme și dificultăți, dar având un caracter persistent, care arată fermitate și hotărâre, vei depăși toate obstacolele și, Aplicând corectă talentele date de la naștere, vei putea atinge prosperitatea și vei ocupa o poziție înaltă în societate. Poți avea succes mai ales în știință, politică, afaceri, sfaturi pentru tine. Tu duci slujba la capăt cu orice preț. Și asta este minunat. Dar este mai bine să finalizezi proiectul ocolind zidul de beton decât să pierzi timp și energie pentru distrugerea acestuia. Creează armonie în sufletul tău. Dacă ești înconjurată de oameni iubitori și înțelegători, nu trebuie să spargi tăcerea și să-ți schimbi natura. Permitele le celorlalți să-și exprime părerea. Ce cadouri ți se potrivesc? Natura ta este pasională, curioasă, păstrând copilăria naivă. Cu toate acestea, nu vei dori ca nimeni să-ți devină dușman. Ești extrem de periculoasă săgețile ascuțite ale sarcasmului sunt direcționate de mâna fermă a rațiuni, distrugând voința și spiritul inamicului. Dacă cineva dorește să-ți facă un cadou bun, ar trebui să țină cont nu numai de regulile generale, ci și să asculte acest sfat, ai grijă să nu calci pe coada săgetătorului. Tu ești prietenoasă până când simți pericolul sau minciuna, și tu urăști mai ales minciunile și nu știi cum să le ierți la un cadou greșit, vei simți cu ușurință o atitudine nesinceră față de tine însă și îți va fi extrem de dificil să-ți schimbi impresia. Ce să ți se ofere pentru a ți place cu adevărat cadoul? Un abonament de la sala de sport, piscină, saună, echipament sportiv sau echipament pentru exerciții, smartphone, armament mic, chite de drumeții, termos, binoclu, busolă și lanternă un abonament anual la presa scrisă preferată, albume de artă, discuri de vinil rare. Cu siguranță nu vei refuza o vizită turistică într-o țară exotică, o săritură cu bangi, o plimbare cu balonul sau o lecție de acrobatică cu aeronave mici. Vei accepta fericită cadouri farse, vei găsi un cadou sub strigătele de caldrece legată la ochi, un cadou cu mor, de exemplu o praștie sportivă într-o cutie cu arbalete desenată pe capac, îți va determina aprobarea. Un mic lucru etnic sau șapte elefanți retro te vor încânta, mai ales dacă o sticlă de ceva bun este atașată la tamburinul șamanului. Numai puțin despre figurine sculptate, vei fi încântată de sticlărie, pahare, pahare de vin, pahare originale și căni de bere. Vei fi recunoscătoare din tot sufletul dacă ți se va oferi un serviciu de porțelan sau o pereche de căni de ceai din aur alb de colecție. Albume și cărți despre artă și gătit plus felicitări. Dar ceea ce nu vei putea permite la ziua ta de naștere sunt discursuri lungi cu felicitări publice și o de ta. Și mai departe nu-ți plac cadourile făcute manual? Din păcate, tu vei aprecia orice flori? un buchet elegant de salon într-o cutie cadou sau un braț de flori și erburi de luncă proaspăt culese. O varietate de flori într-un buchet și o revoltă de culori sunt binevenite. Apreciez tehnologia ușor de strecurat într-o geantă sau buzunar. Notoriul Mr. Gadget din desenele animate este un model pentru săgetător. Nu-ți poți imagina viața fără dispozitive multifuncționale compacte? precum și tot felul de gadgeturi tehnice și noutăți, în bijuterii, precum și în îmbrăcăminte, iubești totul strălucitor și neobișnuit, brățări masive cu un model etnic, mărgele din turcoaz vesel precum cerul pe care îl vizezi, inele largi cu și fără pietre. Formula ta este simplă, bijuterile nu trebuie doar să fie frumoase, ci și să te înfrumusețeze ușor. Chiar și cele mai elementare elemente, mobilier, veselă, așternuturi, pot fi relevante pentru tine. Tu dedici atât de puțin timp gospodării încât poți bea ceai din pahare de plastic ani de zile. Vei arăta o îngrijorare autentică când ți se oferă ceea ce ai cu adevărată nevoie. Parfumul pentru tine este o varietate de arome florale, de parcă ai plasa un oraș plin de viață direct într-o pajește colorată. Veselă, port soarele în inimă, așa că îți place să simți parfumurile florale discrete care amintesc de vară și de libertatea nemărginită. Poți fi recunoscută ca un cunoscător de bibeloni și suveniruri. Ai deja o mare de ele, dar cu cât mai mult, cu atât mai bine nu? Îți place în special exoticul, care îți transformă locuința într-o ramură a cabinetului curiozităților și a clubului călătorilor. Crustacei cretacice, amuletă voodoo, Tamburine de șaman, o vază din Veneția, un arece cu săgeți, totul își va găsi locul pe raftul tău ospitalier. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.